Jandarmii giurgiuveni au acționat în zilele de Crăciun, atât ziua cât și noaptea, în municipiul Giurgiu și în celelalte 5 localități unde există subunități ale Inspectoratului Județean. Ei au intervenit în câteva cazuri pentru a restabili ordinea și liniștea publică. În perioada Crăciunului, jandarmii au fost prezenți în stradă, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, în municipiul Giurgiu și în localitățile în care jandarmeria are subunități dislocate: Clejan, Mihăileș, Bolintin Vale, Roata de Jos și Ghimpați. Pe timpul misiunilor, în intervalul 25-27 decembrie, au fost aplicate sancțiuni contravenționale pentru fapte precum tulburarea ordinii și liniștii publice, adresarea de injurii și amenințarea cu acte de violență, provocarea de scandaluri sau alertarea fără motiv întemeiat a forțelor de ordine publică. În perioada Crăciunului, jandarmii au aplicat 7 sancțiuni contravenționale. Totodată, în noaptea de Crăciun, jandarmii au intervenit în municipiul Giurgiu în urma unei solicitări la 112 pentru aplanarea unei stări conflictuale, fiind întocmite actele de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și violare de domiciliu.